Revenim aici în studioul Capital TV, la fotoliu cu Gimp, invitat Ilie Toma, deputat PSD. Vorbeam înainte de publicitate, domnule deputat, despre centrele de vaccinare, unde, iată, sarcina a căzut în sarcina de organizare a acestora, de funcționare și așa mai departe, a căzut în, pe umerii administrațiilor publice locale. Care culmea, în planul de achiziții, de ce-o fi, de cheltuiel care se face... Nu aveau prevăzut acești bani. Nu au prevăzut acești bani. N-aveau de unde să aibă. Păi nu, că în decembrie nimeni nu visa că guvernul le aruncă la, în curtea lor pisică. În decembrie încercau reprezentanții noștri mândri în Guvernul României să discute despre marea campanie de vaccinare pe care au început-o practic în prima zi de Crăciun, pentru că toată lumea stătea acasă, era foarte bine prezentată mediatic și se uita la televiziune și vedeau toate instituțiile statului cum însoțesc acea mașină intrată cu vaccinurile în țară, după care în fiecare zi s-a stins din ce în ce mai mult acest lucru. Mai apărea odată la 2-3 zile și spunea noutățile colonelul doctor Valeriu Gheorghiță, care de altfel este o prezență plăcută, este un bun profesionist, păcat că dânsul trebuie să scoată castanele cu mâna dânsului din foc pentru alții. Și când spun castanele, sunt niște castane fierbinți. Sunt niște castane care practic nu reprezintă realitatea. Au prezentat-o ca și o mare realizare și se concretizează ca și o mare pierdere și eroare în ceea ce se întâmplă numărul de persoane vaccinate în tot acest timp. Am văzut că Ministrul Sănătății Voiculescu propune, nu știu când va fi, azi, mâine, poimine o ședință de guvern, ordonanță de urgență a guvernului prin care toată problema creierii centrelor de vaccinare cade în sarcina autorităților publice locale, a reprezentanților primăriilor, a primarilor. În primul rând, care trebuie să găsească bani și nu sunt puțini acești bani pentru că responsabilitatea este totală a dânșilor să găsească locurile unde, ok, acest lucru ar fi normal să găsești loc, uite aici facem centru de vaccinare, dar și dotarea cu echipament medical corespunzător pentru astfel de operațiuni medicale, cu aparatură de specialitate, cu salarizările personalului medical care se vor ocupa cu această campanie de vaccinare cade toată în sarcina primăriilor, municipiilor și orașelor și localităților unde vor fi create aceste centre de vaccinare. În primul rând, nu este o lege, dânsii nu știau la ce să se aștepte, nu aveau bani prevăzuți în buget, pe lângă faptul că anul trecut presiunea a fost foarte mare pe bugetele primăriilor și vreau să felicit pe această cale toți primarii care s-au implicat și au fost foarte mulți, indiferent de coloratura politică, care s-au implicat și au pus suflet pentru cetățenii pe care îi reprezentau și au direcționat foarte mulți bani de la alte activități economice, uneori administrative sau culturale spre sănătate și au reușit să țină piept. Și așa au avut o presiune foarte mare pe bugetele dânșilor. Și așa au avut cheltuieli enorme care nu au fost prevăzute și au trebuit din mers să modifice tot ceea ce a însemnat bugetele dânșilor locale și acum vin și cu aceste probleme de creare a centrelor de vaccinare. Am urmărit puțin mai atent tot ceea ce s-a întâmplat și care ar fi cheltuielile pentru un centru de vaccinare, de exemplu, în municipii și reiese următorul lucru. De la cel mai mic municipiu până la cel mai mare, doar cheltuielile cu personalul care va face această operațiune de vaccinare sunt undeva, pentru cel mai mic municipiu, la minim 2 milioane de euro și pentru cel mai mare undeva la 7-8 milioane de euro. Deci doar salariile personalului medical. Nu mai punem dotarea cu echipament a celor centre medicale, care este imperios necesar, pentru că nu poți să duci un om și să-l pui pe un scaun obișnuit și să nu iei toate condițiile în considerare și să respecti normele sanitare care trebuie respectate în astfel de locuri. O presiune enormă, ați văzut, care duce la certuri în partidele de guvernare care nu se mai înțeleg primarii dânșilor, chiar dacă sunt de aceeași parte
și a baricadei politice și a coloraturii politice nu se mai înțeleg, încep să se mânce, încep să produce, să producă dezechilibre, încep să fie tensiuni în coaliția de guvernare, ceea ce nu face bine pentru poporul român, pentru că nu e bine nici să ai un guvern care este dezinteresat pentru poporul pe care îl conduce, dar nu este bine nici să ai la fiecare două săptămâni un alt guvern. Este un alt dezechilibru care se produce într-un stat democratic. Deci acestea sunt consecințele faptelor dânșilor și indiferenței coaliției de dreapta aflată la guvernare. Indiferență care a fost de fiecare dată în istoricul guvernării în România după anii 90. Deci vreau să vă spun un secret. Din păcate nu pot prezenta conversația pe care o am în momentul ăsta. În timp ce dumneavoastră vorbiți, cineva îmi scrie pe WhatsApp. Este un angajat în cadrul unei instituții de stat. E vorba de emisiunea de ieri pe care am avut-o cu Natalie Întotaru, în care am prezentat niște documente. Omul cred că e la serviciu acum, dar îmi trimite mie mesaje. Vis-a-vis de emisiunea de ieri, problema lor este un anumit document care a ajuns la noi și a fost prezentat. Deci asta este marea lor problemă, angajaților instituțiilor statului. Cum de ajung la noi documente care n-ar trebui să ajungă și așa mai departe. Dar de ce n-ar trebui să ajungă? Nu sunt documente care se adresează să fie documente la care publicul domnule, să aibă doare acces. Chestia asta, înțelegeți? Deci îi doare foarte îi tare. Doare e vorba de schimbarea directorilor. Acel document. Deci, da. Îi doare. Dar pe legislația pentru transparență și pentru informarea legislației care se aplică pentru plus că vin toți cetățenii tot în județul unei țări. Două secunde. Vin cu tot felul de chestii puerile. Unii oameni nici măcar nu știu cum au ajuns în funcția respectivă. Deci, practic, o să înțelegeți despre ce e vorba. Eu zic că practic nu-i doare că ați avut acces la acel document, pentru că pe legislația ați avut acces la acel document. Îi doare că a studiat acel document. Da, și că am făcut puțină, ca să vorbesc într-un limbaj popular, că am făcut un pic de lecții juridice, nu? Probabil că da. Păi ce să le facem? Să pună un pic mâna pe carte și să citească și dânsii și lăsați că ei sunt tot ceea ce înseamnă legislație. Apropo de chestia asta, dacă tot... Doxă nu este nimeni, este foarte... Așa cred trebuie ei. Totdeauna așa să, cred să ei, citești o parte și să ei. Fii în pas cu ceea ce se întâmplă cotidian. Domnul Toma, nu pot să nu vă întreb, că văd că a devenit obsesia presei chestia asta, cu cantina asta, Parlamentului, deci nu pot să nu vă întreb. În ultimele zile am văzut că mulți ziariști au prezentat... Dar bine, dar acum și divulgați nemulțumirea mea față de informațiile care se prezintă, că v-am făcut o expunere întâlnindu-ne afară da, înainte de a intra în instituție. Am zis că discutăm în emisiune, că n-am vrut N-am zis că o discutăm în emisiune. Am zis eu. Este eu o mare farsă, este așa, o mare bombă mediatică, nu, da, am ajuns la concluzia prost aleasă, că... așa, care lipsă de subiect. Eu aș vrea... este lipsită de esență. Eu aș vrea să merg ca și parlamentar și o să merg pentru că am făcut poze la acea televiziune care a prezentat acele lucruri. Nu putem divulga, nu? Sau putem divulga televiziunea? Nu are nicio importanță. Nu are importanță. Unde am văzut ciorbă cu 4,50 lei, felul 2 cu 5 lei. Vreau și eu să mănânc acel lucru cu 4,50 lei și cu 5 lei. Să văd. Eu n-am găsit în mers spre al 5-lea an de când sunt în Parlamentul României. Nu am găsit acea cantină. Există două locuri organizate în sistem de restaurant, zic eu, de o cantină mai elevată, dar unul la Camera Deputaților și unul la Senatul României, putem mânca indiferent că suntem deputați sau senatori sau personalul care lucrează în cadrul Parlamentului României sau delegații, fiecare are acces la cele două puncte de desfacere, plus niște chioșculețe din astea de proprie inițiativă la fiecare etaj. Dar eu nu am văzut, să spun așa, meniu sub 25 de lei, sub 30 de lei. Prețurile să sunt pe sute de grame, probabil, la fel. Prețurile sunt la fel ca oriunde. În orice, știu eu, local care deservește o autoservire mai bine pusă la punct. Dar nu sunt acele prețuri. O să merg și eu și o să văd și o să cer. Poate găsesc acea cantină. Sigur că dacă vă trimit. Vreau să găsesc și eu acea cantină, că e interesantă. Unde este locul ăla? De ce poți să tragi cu atâta ură și cu, știu eu, dezinformare totală față de semenii tăi niște lucruri care nu există practic, care nu sunt în realitate? În mod special, eu nu am verificat prețurile cum sunt față de
nu știu, alte restaurante sau de alte cantine. Pentru că eu vă spun cinstit, eu cam mănânc ideea de mănânc din brișcă, mănânc pe mașină, eu e conduc, normal, nu am șofer, nu m-am dus odeauna, m-am dus, mă duc doar cu mașina, fac 500 de kilometri duș, 500 întors și atunci de multe ori să nu mai pierd vremea, sunt și adeptul unei mese mai rapide, ca să fiu, nu vreau să dau de lui. Eu n-am înțeles un lucru, domnul Tomaș. Deci nu știu în mod special prețurile de restaurante, fără o falsă modestie. Mai mergi invitat undeva, dar eu nu mănânc la restaurante, n-am mâncat niciodată și cei care mă cunosc știu acest lucru. Chiar de multe ori glumeau și cu nevastă mea, că eu mănânc la punctele astea de desfacere rapidă. Da, normal, că nu-mi place să stau la masă până ți-aduce masa și, iertați-mă, este și mai ieftin la a mânca la fast food-urile. Și unde este mai eu vă spun că sunt sănătos. Orașe în România unde se mănâncă decent, e moda asta cu meniul zilei. Da, dar tot meniul zilei este cam la 20 de lei, nu, oriunde merge. Nu, eu vă spun că nu e adevărat. Vă duc eu în câteva orașe unde mănânci meniul zilei cu prețuri cuprinse între 14 și 16 lei, la moduri absolut. Deci 15 lei să luăm media. Da, să luăm o medie de 15 lei, ceea ce este super acceptabil. Și eu am mâncat chiar și în Hunedoara și în Deva. Dar nu înțeleg de ce fac unii atâta tam-tam, pentru că, nu știu, costă un piept de pui 6 lei, 7 lei. Păi nu e frumos să prezinți o bombă mediatică și să atragi atenția asupra postului tău de televiziune ca să se uite cât mai multă lume? Ia uite-te, ia uite ce se întâmplă. Nu știu dacă e subiect neapărat, că ce bagă în gură și... Nu este subiect, eu v-am spus doar că ce se întâmplă în țară nu este drept. Atragem atenția de la niște puncte esențiale, prezentând niște puncte care nu sunt chiar atât de importante, dar măcar să le prezentăm drept și să arătăm exact ceea ce se întâmplă. Este ca și cum s-a întâmplat în decembrie la repartizarea anumitor sume din fondul de rezervă al guvernului. Prioritar, cum poți să prezinți în fața unui public ca și repartizare din fondul de rezervă al guvernului o sumă derizorie către cel mai mare municipiu, municipiul Hunedoara, din județul Hunedoara și să-l compari cu acea comună Cerbăl sau Buceș, care primesc exact aceeași sumă. Nu spune nimeni că acele comune nu ar fi avut dreptul să primească. Dar în același timp, cum poți să repartizezi un oraș relativ puțin mai mic decât municipiul Hunedoara, municipiul Deva, de 4 ori mai mult? Pe ce criterii? De ce nu se respectă o anumită formulă per capita ca să poți, în funcție, domnule, de necesități și de număr de locuitori, și tu prezinți acel lucru ca fiind benefic? Am făcut o paralelă. Este nedrept ceea ce se întâmplă. Am făcut interpelare și pe această temă, vă spun. Cum poți tu să spui că municipiul Hunedoara beneficiază de 350.000 de lei ca și comuna Cerbăl, tot 350.000 de lei, ca și comuna Buceș, 350.000 de lei, un oraș cu o populație de aproximativ 70.000 de locuitori față de localități cu câteva sute de locuitori. Domnul Tomaș, este nedrept. Din păcate am ajuns la final. Este nedrept. Ca să concluzionăm... Cât timp mai avem? Nu mai avem, 2 minute maxim. Ei, e puțin 2 minute, că trebuie să discutăm despre deschiderea școlilor. Ați văzut Ministerul Învățământului spune... Atunci discutați 2 minute, 3 maxim. Iar mă puneți presiune de n-am timp. N-am ce să fac, îmi pare rău. Ministrul Învățământului, și îmi pare foarte rău că domnul Câmpeanu trebuie să deconteze, pentru că îl cunosc de mai mult timp și cred încă că este un profesionist în acest domeniu, în învățământ și în educație. Dar să vii și să spui, bineînțeles, sunt ordine politice, tu trebuie să decontezi politic, n-ai ce să faci, ești pus în poziția, trebuie să iei o atitudine. Făcea următoarea declarație la televiziune. Domnule, 200... Dacă ești ministru și ai fost pus ministru, asumă-ți deciziile tale. Corect, corect. Nu mai fă chestii foarte politice. Corect, tocmai asta vreau să aduc. Politicul ăsta în țara asta. Tocmai aici vreau să aduc lucrurile. Partidul MOV, partidul nu știu care. Păi de ce l-ai pus ministru? Așa acolo? Am început. Să uităm coloratura politică. Ca să execute ordinele politice ale cât mai mult pentru cetățeni, domnule Adrian Simeon. Atunci de ce l-ai pus acolo? Lăsați-mă să vă spun o informație foarte utilă. Nu că n-am țipat la noastră, m-am revoltat. Am înțeles, nu e nicio problemă. Dânsul declară următorul lucru. 237.000 de elevi nu au beneficiat de conexiune la internet pe toată această perioadă de școală online. 287.000 de elevi nu au beneficiat de tablete școlare ca să poată să intre pe aceste cursuri online.
sunt câteva sute de mii de elevi, îmi dau eu seama, din declarațiile ministrului, ca și guvern, voi nu știați care nu e acoperire, nu e acoperire. Domnul Adrian Simeon, la aceste cursuri online, dânsii, acești elevi nu pot să participe la examene, nu pot să obțină note și sunt considerați și trecuți pe lista repetenților. Este nedrept. Nu au găsit o modalitate, nu încearcă să găsească modalitate. Domnul Toma. Pe lângă că îi țin acasă, îi țin izolați. Domnule Simeon, vi se pare normal ca elevii să stea acasă? Nu mi se pare normal, așa cum nu mi se pare normal. Necesare. Două secunde să vă explic, că suntem pe aceeași lungime de undă aici. Întotdeauna. Domnule, vii și îmi spui că 200 și ceva de mii de copii n-au avut acces la internet. Păi tu n-ai servicii, mă, n-ai alea de transmisiuni speciale, nu știu, care nu știu care e acoperirea. Toți știu, da? Se știe care e acoperirea de internet în România și așa mai departe. Pandemia n-a început ieri, nici alaltă ieri. A început de aproape un an de zile. N-au făcut aproape țară. Nimic și pentru a stopa criza COVID. N-au știut că nu este internet, n-au știut că nu este aia. Adică trebuie să stăm așa în birou ministerului. Este internet, că organizați și alegeri locale și alegeri generale. Deci pentru internet, tabletele acolo au funcționat, internet a fost. Acolo e STS-ul, nu? Hai, unde sunt interese? Există posibilități. Păi, și atunci de ce vii tu mie să-mi spui că nu sunt, nu dumneavoastră, că tu, ministrul al educației, care ai fost pus, numit, propus, votat, acceptat de parlament, asumă-ți! Pentru că nu sunt interesați de salarii mai bune, pentru că nu sunt interesați de respect pentru persoanele vârstnice, nu sunt interesați față de grijă față de copii. Și nu în ultimul rând, pentru a sprijini tot ceea ce înseamnă mediul economic și a stopa criza economică, criza sanitară, criza în învățământ. Astea sunt chestii primordiale într-o societate. Dacă vrei să distrugi o societate, distruge învățământul, pentru că nu vei mai avea medici, nu vei mai avea ingineri, nu vei avea nimic reprezentativ în societate. Este foarte, foarte ușor, știți cum? Nu mai ai sănătate, nu mai ai populație pui sănătoasă, oameni care în care să crească și să lucreze în așa economie. Așa se distruge societatea, cu incompetenți în funcții cheie. Ai decredibilizezi tot ceea ce înseamnă instituții publice, punând, exact cum spuneți dumneavoastră, oameni neprofesioniști. Nu, domne, în locuri în care trebuie, pe incompetenți, așa. Neprofesioniști, tocmai asta înseamnă. Nu probitate nici profesională, nici morală. Da. Adică promovarea prostocrației. Da, dar în acest fel decredibilizezi tot ceea ce înseamnă instituție publică și nu vei mai face performanță. Și economia va scădea și nu vei mai avea pensii, bani de pensii, de salarii, de alocații, nu vei mai avea bani de investiții. Stop joc, se spune în acest moment, da? O națiune care merge târâși grăpiș. Nu așa funcționează o țară. Trebuie să fii tu ca reprezentant, oriunde ai fi, corect, legal, nepărtinitor, dar cu sufletul aproape de cetățenii pe care îi reprezinți. Dacă nu, du-te și lasă pe altul, care poate. Și întotdeauna, hai să luăm din istoric, întotdeauna Partidul Social Democrat a luat țara pe o descreștere economică, pe criză economică și întotdeauna a repus-o, a pus în dreptul cetățenii, a fost aproape de fiecare cetățean. Și au fost creșteri economice în România pe guvernările de stânga, pe guvernările Partidului Social Democrat. De ce totdeauna spune că nu sunt bani și nu se poate cei de dreapta? Și de ce întotdeauna când vin, așa, la nivelul posibilităților noastre, cei de stânga repun România pe o creștere economică și pe o creștere sustenabilă și durabilă? Vin din nou cei de dreapta și distrug într-un an tot ce ai creat în 4 ani. Este nedrept, domnule Adrian Simeon? De acord cu dumneavoastră. Da. Nedreptatea există și, din păcate, ori nu știm, ori nu vrem, ori nu putem să o... În orice perioadă de criză, mișcările bruște și intervenția politică fiscală nu duc la lucruri bune. Deci trebuie să fii așezat și trebuie să pui profesioniști care să stopeze criza economică în țară și criza sanitară. Astea sunt prioritățile la care trebuie să se gândească dânsii. De acord. Ca să concluzionăm, cum va fi 2021? Cum credeți că va fi? Nu va fi un an bun. Dacă vom continua ritmul ăsta. Dacă nu vor aduce din nou bugetul consolidat al României în Parlament să fie un buget discutat, să fie un buget concretizat ca și lege, nu un buget asumat ca și anul trecut, nu vor respecta din nou legea, cu siguranță nu vor avea în vedere... Mi-e și frică să discut despre acest lucru când mă gândesc la politicile pe care dânsii cei de dreapta le aplică. Gândiți-vă, trebuie să creșteți pensii, trebuie să creșteți salarii, trebuie să dublați alocațiile, există legile. De ce nu faceți acest lucru? Gândiți-o cu sufletul, gândiți-o cu profesionalism economic. Nu vă mai gândiți doar la propriile interese, nu mai este momentul, țara este în criză, e adevărat. Fondurile
bugetului sunt mai mici, dar trebuie să fie corect direcționate spre lucrurile esențiale. Trebuie să ne stabilim prioritățile. Nu trebuie să o gândim ca și pe un interes personal. Trebuie să o gândim ca și pe un interes de grup. Pentru că e foarte greu să fii tu fericit într-o societate în care semenii de lângă tine nu sunt fericiți. Sau să aibă bucurie în ei. Cum ești tu în public? A, probabil că dânsii nu ești în public. Și asta e un lucru foarte drept. Eu întotdeauna am spus, indiferent ce serviciu avea, indiferent ce poziție publică sau de demnitate, sau nu are importanță în ce poziție ești într-o societate, totul este trecător, iar la sfârșitul acestui fapt trebuie să ieși pe ușa din față și cu bună ziua. Pentru că întotdeauna vei merge la piață, întotdeauna vei fi lângă semenii tăi. Și dacă semenii tăi te privesc puțin așa cu dezinteres și cu lipsă de respect, asta spune multe. Înseamnă că ai fost ceea ce n-a trebuit pentru ei. Vă mulțumesc pentru prezența. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Vă mai aștept și altă dată, domnule Toma. Stimați spectatori, Ilie Toma, deputat PSD de Hunedoara, a fost invitat la fotoliul cu ghimpi, o emisiune interesantă. Să ne ajute totuși Dumnezeu să trecem peste tot ceea ce este greu în țară și să încercăm să facem să fie viața un pic mai bună pentru toți. Doamne ajută! Sunt Adrian Simeon. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV, televiziunea pe bune. Numai bine!